Incendiu devastator la o fabrică de mobilă din Prejmer, județul Brașov. Flăcările au făcut scrum acoperișul clădirii și au pus în pericol casele din vecinătate. Intervenția a fost destul de dificilă. Incendiul se manifesta cu flăcări mari și cu degajare mare de fum. A ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. De asemenea, în interiorul fabricii a ars pe o suprafață de 100 de metri pătrați material lemnos și au fost degradate anumite utilaje. Pompierii s-au luptat 4 ore cu focul care s-a extins rapid din cauza cantității mari de lemn. Momentan nu se știe exact ce a declanșat incendiul. Autoritățile au demarat o anchetă și urmează să stabilească și valoarea pagubelor.